Focar de COVID-19 la primăria Râmnicu-Vâlcea, 3 angajați vaccinați au fost testați pozitiv. Probele prelevate vor fi trimise la un laborator din Dolj pentru a se stabili cu ce tulpină virală sunt infectați angajații. Până acum, în județul Vâlcea, nu s-a înregistrat niciun caz cu varianta Delta. Cristi Georgescu vine cu toate informațiile. Bun găsit, astăzi urmează ca probele celor 3 angajați ai primăriei Râmnicu-Vâlcea să fie analizate și de un laborator din Craiova pentru a se stabili dacă este vorba despre tulpina Delta. Au fost deja făcute anchete epidemiologice pentru aceste cazuri, spun reprezentanții DSP. Cei 3 angajați sunt în acest moment în izolare la domiciliu. De asemenea, au fost carantinate și persoanele cu care au intrat în contact direct, mai exact familiile acestora. Nu și colegii din primărie, iar în cadrul colectivului nu au fost efectuate teste pentru că aceștia nu au fost declarați ca și contacți. La Vâlcea până în acest moment nu a fost confirmat niciun caz de COVID-19 cu tulpina Delta. De asemenea, la finalul săptămânii trecute în spitalele din Vâlcea nu mai era niciun pacient infectat cu SARS-CoV-2.